Și eu fac acest exercițiu la seminar, dar nu îl fac public. Adică îl discut, dar nu pun pe nimeni să citească ce a scris acolo. Din ce motiv? Pentru că nu ar fi o treabă prea confortabilă pentru toată lumea. Din motiv că ceea ce scrie că l-a deranjat la celălalt este de fapt sunt de fapt aspectele personale nerezolvate. Când am aflat despre acest exercițiu, mi-a fost povestit tot așa de un trainer și spunea că a venit la el în consiliere un domn și era foarte supărat pe șeful lui. Și i-a spus, ok, du-te acasă, scrie tot ce ai de scris despre persoana respectivă. Și a venit cu 15 pagini după vreo 3 zile, foarte supărat. Și zice, ok, acum ia și scrie pe pagina numărul 1, dragă, nu știu, Ion, Vasile, cum îl chema persoana, cum îl chema pe el. Și zice, cum adică să scriu așa ceva? Uite așa, toate lucrurile astea care le scris despre el sunt, de fapt, despre tine. Și de asta consider că este un exercițiu bun, dar nu este un exercițiu care să fie făcut public, adică în sensul să se discute la un seminar, pentru că, cum normal, că oamenii s-ar simți inconfortabil. L-am pus la început pentru că dacă îl puneam la sfârșit, v-ați fi dat seama care este urmarea exercițiului. Așa. Oamenii, acesta este un festival de spiritualitate și oamenii vor să evolueze spiritual, dar prin această spiritualitate s-au strecurat și niște lucruri care nu au nicio legătură. Sunt numite spirituale, dar, din punctul meu de vedere, nu au nicio legătură cu spiritualitatea. Nu mă refer la prezentările din festival. Mă refer în general la ce se consumă pe internet și ce există, ce citesc oamenii. Mă refer aici la lucrurile acelea care sunt numite ezoterice, mistere ezoterice. Și faptul că unii oameni sunt mai interesați de a căpăta, nu știu, puteri paranormale în loc de a evolua spiritual. Și m-am gândit că ar fi bine la început să vă arăt o clasificare a indicatorilor de dezvoltare spirituală făcută de Bon în 1998. Și aici scrie că este vorba de cum privim existența, de conștiința de sine, conștientizarea celorlalți, luciditatea interrelaționărilor, autenticitate și așa mai departe, în transformări emoționale, compasiunea lovește judecata celorlalți. Deci, practic, dacă ar fi să măsurăm evoluția noastră spirituală, se măsoară uitându-ne la acești factori. Nu la câte puteri paranormale am căpătat între timp, nu la alte lucruri. Deci, practic, toate astea se referă la autocunoaștere și la interrelaționare. La cât de caldă este relaționarea noastră și până la ce punct ajunge acceptarea celorlalți, acceptarea semnilor. Aici am pus o fotografie ca să vă introduc în felul în care lucrez eu cu aspectele personale. Și eu mi-am personalizat aspectele, adică mi-am imaginat că există mai multe Adine. Adina cea, nu știu, care vorbește prea mult, Adina care vorbește prea tare, Adina, nu știu, leneșul care nu-și face temele sau nu-și face temele la timp și așa mai departe. Mie mi-a plăcut și o fotografie asta, o altă ancoră, când mă gândesc la aspecte, asta e imaginea care îmi vine în minte. Și trecând mai departe, sunt persoane care spun că eu nu am umbră, nu mai am umbră, sau am integrat, gata, am terminat, sunt aproape iluminat, zic unii. Eu nu zic asta. Și am zis că să dau un exemplu care să arate, să ilustreze că e dificil să spui că ți-ai integrat toate aspectele, e dificil să spui că nu mai ai umbră, pentru că în anumite condiții, în condiții pe care eu le numesc extreme, în condiții de stres, în condiții de... atunci ies la suprafață aspectele noastre, cele care nu le acceptăm. S-a făcut un experiment la Stanford, Philip Zimbardo, la Universitatea Stanford. A ales între studenții lui 24 de studenți, foarte echilibrați psihic și emoțional,
deci sănătoși psihic, cum se spune, și i-a supus unui experiment. Dar lor li s-a mărturisit totul despre acest experiment. Li s-a spus, acesta este un experiment. Veți fi împărțiți în jumătate, jumătate veți juca rol de pușcăriaș, jumătate veți fi gardien, șeful închisorii și așa mai departe. Treaba voastră este să jucați aceste roluri cât mai bine. Cât mai bine. Bineînțeles, erau închiși într-un spațiu cu acordul lor, cu semnătura, adică de bunăvoie au intrat acolo și din acel moment au pornit experimentul care urma să se desfășoare, nu știu, pe 2-3 săptămâni. Mai mult s-ar fi dorit, dar nu s-a putut. Din ce motiv nu s-a putut? Pentru că oamenii și-au intrat în rol atât de puternic. Deci pușcăriașii au început să se revolte, așa cum fac pușcăriașii în pușcării. Și gardienii au început să îi pistoneze atât de mult, încât s-au încăierat foarte tare și au cedat psihic foarte mult. Și pe rând, când au văzut că au cedat psihic, cel care a cedat primul și tot așa, tot așa, au început să-i scoată din mediul respectiv, să-i scoată din experiment, pentru că nu mai era... Adică era periculos pentru ei înșiși dacă ar fi continuat. Pentru cei în cauză. Pentru cei care jucau rolurile respective. Concluzia acestui experiment este că rolurile sociale pot afecta dezvoltarea personalității. Adică chiar dacă ei în experimentul respectiv au intrat bine mersi, sănătoși, echilibrați și mi s-a spus despre ce este vorba în experiment, ei, trăind în mediul ăla, au uitat pur și simplu, nu știu în ce fel au uitat, dar au uitat că este doar un experiment și nu trebuie să se poartă, gardienii să se poartă urât cu colegii lor, că de fapt erau colegii lor, cei care jucau rol de pușcăria. În condiții extreme ne-am comportat și noi fiecare extrem. Dacă cineva ar veni și mi-ar pune un cuțit la gât, probabil, dacă aș putea, i-aș lua cuțitul și m-aș apăra. Sau poate mai rău. Depinde de situația extremă în care este pusă persoana. Deci, practic, umbra noastră este la iveală numai în situații, în anumite situații. Așa, dacă stăm liniștiți, nu știu, dacă ne ducem, de exemplu, la o mănăstire și ne hotărâm să rămânem acolo, să avem o viață liniștită. Da, nu o să mai iasă nimic la iveală sau o să iasă ceva foarte puțin, nu știu. Dar nu putem spune despre asta. Despre legea oglindirii, nu știu dacă știe chiar toată lumea, că legea oglindirii are o bază științifică. Baza științifică pe care am găsit-o eu este teoria cuplurilor morfice a lui Scheldrei, care spune că o ființă vie este cuplată la un câmp morfic de natură energetică, vibratorie particularizată pe zone geografice și pe timpul de vibrație și mai multe lucruri, dar am lăsat să fie cât mai simplă prezentare. Fiecare ființă este scufundată în acest ocean informațional, dar va prelua din oceanul informațional în care suntem toți, deci câmpul conștiinței sau cum îl numim, numai acea informație cu care este acordat el biopsic. Cu care rezonează. Deci cu care rezonează. Astfel ne-a explicat Rupert Sheldrake ce înseamnă practic legea rezonanței, care este tot una cu legea oglindirii. Și aici am încercat eu să dau niște generalități, că noi, fie că știm, că vrem, că suntem conștienți sau nu, producem în jurul nostru fenomene de rezonanță. Adică, practic, când auziți în anumite prezentări sau în anumite cărți, suntem creatori, suntem creatori în acest sens. De fapt, nu suntem creatori, ci co-creatori. Pentru că nimeni nu se poate separa, practic, de celălalt. Că nu suntem separați în esență. Și atunci, inevitabil, când zic mi-am creat ziua, este după mine un punct. Am creat ce a depins de mine. Dar cu cine mă întâlnesc și ce se întâmplă după aia, este o întreagă interconectare. Și din cauza asta, lucrurile care, știți, socoteala de acasă nu se potrivește cu socoteala din rând, tocmai din cauza asta că suntem foarte conectați și suntem mereu co-creatori. Chiar și când suntem, să zicem că într-o zi nu avem contact cu nimeni. Să zicem, nu știu, plecăm într-o excursie.
nu știu, nu vine trenul sau ceva, sau întârzie, sau pierdem trenul, sau... Deci lucrurile, nu știu, oamenii, evenimentele și toate lucrurile astea se... sunt energie și se pun cap la cap, se corelează conform energiei noastre. Deci conform legii rezonanței. Și noi suntem acordați ca un aparat de radio pe o anumită vibrație și în acest fel atragem, legea atracției la asta se rezumă, că lucrurile se conectează așa fel și le atragem conform vibrației personale și conform atitudinii noastre. Că de fapt vibrația rezultă dintr-o atitudine pe care o avem în fața vieții, în fața oamenilor, în fața raportată la acești. Și asta vreau să spun că legea rezonanței este aceeași cu legea oglindirii și în acest fel se produc lucruri. Acum, ca exemple, cred că s-au dat și până acum exemple de, legate de cum acționează, cum ni se oglindesc aspectele, s-au dat. Dacă ești cineva care nu acceptă, asta e un citat, deci tot ce vedeți aici, doar că n-am pus, am pus doar începutul la fiecare frază, este din fragment din cartea Umbra lui Adrian Muță, o carte extraordinar de frumoasă, faină de citit, pentru că are un umor extraordinar, Adrian Muță. Și el zice așa, dacă ești cineva care nu acceptă eroarea și imperfecțiunea, am lăsat-o puncte-puncte, se subînțelege, vei atrage în jurul tău oameni care îți tot arată și îți tot oglindesc imperfecțiunea și eroarea, care fac tot felul de greșeli. Și normal, vei fi tentat să-i judeci, că de ce fac? Dacă ai o pulsiune sexuală peste medie, pe care o cenzurezi, ce se va întâmpla? Vei atrage în jurul tău doar oameni care vorbesc despre sex, care înjură urât, care așa și îi atragi tocmai pe sistemul ăsta că nu accept. Dacă încerci să fii o persoană educată și politicoasă, atunci ce? Vor veni în jurul tău doar persoane care îți vor arăta nepolitiția, ca să nu zic cuvinte mai urât. Dacă nu ești conștient de propria tendință de a judeca pe alții, ghici ce? Ne vor judeca oamenii pe rupte. Așa. Ne-a suferită legea asta, e citat, m-am spus. Nu se pune problema să scap de ea, întrucât aceasta este o performanță imposibilă. Mi-a plăcut foarte mult, cum zici așa, direct. Se pune problema să ții cont de ea și să o folosești în avantajul tău, așa cum folosim legile fizicii și toate celelalte pe care nu ne străduim, să nu ne aruncăm de pe bloc, să învingem legea gravitației, nu? Pur și simplu o respectăm și atât. Legea oglindirii, da? Cum aplicăm, de fapt, legea asta oglindirii? Lumea înconjurătoare, oameni, relații, experiențe, este o imensă oglindă și un minunat, așa i-am zis eu, un instrument de măsură a ceea ce mai avem de rezolvat cu noi înșine. Adică, pur și simplu, ne urmărim, ne observăm pe parcursul unei zile. Și nu este vorba de o zi și atât și după aia facem pauză. Și ne observăm permanent. Cum interacționăm cu oamenii? Cum interacționăm cu întâmplările care sunt în jurul nostru? Și observând atitudinea noastră față de oameni, lucruri, întâmplări care vin în viața noastră, așa ne dăm seama cât de mult suntem deschiși și suntem acordați cu viața. Măsura umbrei personale, am zis eu că este măsura separării noastre față de lumea în ghilimele exterioară, pentru că nu există lume exterioară, cum v-am spus, suntem conectați. Este o măsură în care ne separăm de acel unul. Nu știu dacă sunteți de acord sau nu cu atitudinea că suntem unul. Nu știu dacă sunteți de acord cu acest lucru, cu suntem un. S-a întâmplat așa, a fost călătoria mea a căutării spirituale. Încă de la început am întâlnit o persoană care mi-a spus și mi-a explicat cu cuvintele care le avea atunci ce înseamnă noi suntem un și că Dumnezeu e în tot și în toate. Așa mi-a spus. Din acel moment, că s-a întâmplat să fie la începutul, deci acum 10 ani, la începutul căutărilor mele spirituale, din acel moment, toate lucrurile care le-am aflat, le raportam
la Dumnezeu este unul și noi suntem unul. Dumnezeu e în tot și în toate și noi suntem unul. Din acest motiv, când am aflat de protecție energetică, n-am putut să folosesc ceea ce se numește protecție energetică, pentru că se contrazicea cu acest noi suntem unul. Și dacă suntem unul, atunci cum putem să ne protejăm de acest unul din care facem parte? Și, în fine, multe lucruri s-au întâmplat de atunci, dar cert este că toate informațiile le-am trecut prin prisma acestei, nu știu cum să zic, nu-i slogan, noi suntem unul și Dumnezeu e în tot și în toate. Abia după un timp, când observam că lucrul meu cu mine nu dă neapărat rezultatele la care mă așteptam eu, pe care mi le doream eu, am început să caut și m-am mirat că n-am căutat până atunci mărturisirile celor care au obținut realizarea de sine sau cosmizarea, sau, cum îi ziceți, iluminarea, indiferent. Și am găsit, în acel moment când am început să caut, mărturisirile mai multor iluminați, din considerați iluminați, din mai multe culturi. Deci nu și culturi și religii. Deci diferit. Și am observat că toți spuneau același lucru. Scuze, am să aduc o hârtiuță pe care am vrut să vă citesc. Pentru că este o mărturisire din asta a unei persoane iluminate. Este vorba de Teresa de Avila. Este vorba de Teresa de Avila. Pentru că mărturisirea este emoționantă și nu vreau să pierd niciun cuvânt. Din acest motiv, nu am pus-o pe prezentare. Am zis că să o citesc, că nu e lungă. Mi se întâmplă să simt pe neașteptate o senzație a prezenței lui Dumnezeu, că în niciun chip nu m-aș fi putut îndoi că se află în lăuntrul meu, iar eu cu toată scufundată, în el. Se înalță sufletul meu de pare cu totul desprins de trup. Fiind sufletul meu în căutarea lui Dumnezeu, simte el cu o mare desfătare, o sfârșeală atât de mare, că îi se taie respirația și îl părăsesc toate forțele materiale, astfel încât, dacă nu e cu mare chin, nu poate nici mâinile să-și miște. Ochii se închid fără voie, dacă îi ține deschiși, nu mai vede nimic cu ei. Nici dacă încearcă să citească, nu va reuși să distingă vreo literă și nici măcar să o remarce nu va putea. Mă gândeam eu ce făcea și ce se întâmpla cu sufletul meu în acele momente. Iar Domnul mi-a dat aceste cuvinte. Se desface tot, fiica mea, pentru a se scufunda mai mult în mine. Deoarece nu e El cel care trăiește, ci eu. Neputând pricepe ceea ce vede, nu trebuie să încerce a înțelege. În această stare lipsesc toate facultățile, fiind suspendate. Dacă mi se întâmplă să mă gândesc la ceva, o făceam până într-atât încât îmi dispărea din memorie. Ca și cum niciodată nu m-aș fi gândit. Dacă citeam, nu mai aminteam nimic din ce, nici când ajungeam la sfârșit. Dacă mă rugam, la fel. La început eram atât de ignorantă încât nu știam că Dumnezeu se află în toate lucrurile și cum îmi părea că este atât de prezent, mi se părea că e cu neputință să nu mai cred că se află acolo. Nu puteam. Deoarece mi se părea cu destulă claritate și înțelesesem că se află acolo. Cei neînvățați îmi spuneau că nu se află acolo ca formă, ci numai ca grație. Eu însă nu puteam da crezare pentru că mi se părea atât de prezent. Deci, practic, în 1560 sau ceva de genul ăsta, ea a trăit în perioada aia, a făcut ea această mărturisire, această stare de iluminare, practic. Este o încercare de a descrie starea de iluminare pe care a trăit-o ea. Bineînțeles, starea de iluminare, starea de uniune cu cosmosul întreg, este diferită, puțin diferită de la persoană la persoană,
cu toții am trăit măcar, nu știu, o secundă, o fracțiune de secundă, o astfel de stare, dar poate nu am recunoscut, poate nu am apucat să ne dăm seama de ea. Ideea pe care vreau să vă zic este că aceste mărturisiri m-au încredințat că merită să lucrez la aspectele mele, merită să lucrez la umbră pentru a ajunge la acea realizare a sinului. Pentru a simți și eu, dacă se va putea, o astfel de uniune cu tot și cu toate. Evenimentele exterioare reflectă relația noastră cu noi înșine, în principal, dar nu doar atât. Victima și abuzatorul din noi înșine, un exemplu scurt așa, când ne simțim agresați din toate părțile, bineînțeles că este vorba tot de un aspect din noi, care, adică noi ne abuzăm pe noi înșine, fie nu ne odihnim suficient, fie nu ne alimentăm cum trebuie, fie ceva, oricum nu avem grijă de noi. Asta doar ca să dau un exemplu. Și un lucru care iarăși o informație care m-a împlinit, cândva mai de mult mă tot întrebam, întâlnisem o situație în viața mea în care tot spuneam, vorbind cu o prietenă de-a mea, ziceam, păi, dar eu nu fac așa. De ce îmi tot apar oameni care fac treaba asta? M-am gândit, eu nu spun că n-aș face, dar nu fac. Deci sunt conștientă și nu fac o anumită acțiune. De ce ei tot îmi apar și tot îmi fac aceste lucruri? Și am găsit ceea ce pe internet este numită o conferință a lui Greg Braden, conferință care se numește Cele 7 oglinzi eseniene. Nu voi discuta toate punctele, dar al doilea, deci după oglinda ce ne oglindesc ceilalți, oglinda a ceea ce suntem, a ceea ce manifestăm, punctul 2 este oglinda a ce judecăm. Deci, dacă noi nu facem acea acțiune, dar îi judecăm pe ceilalți că o fac, atunci e un aspect care face parte tot din umbră. Deci m-a ajutat această informație, pentru că eu nu găseam că manifest acel lucru, dar normal că judecam foarte tare pe cei care făceau. Mai există și noțiunea de umbră colectivă, ceea ce la nivel de umanitate sunt aspectele noastre nerezolvate, care noi fiind conectați, formează ceea ce este numită umbră colectivă. Umbra asta colectivă funcționează în felul ăsta. Noi suntem un imens organism, ca să mă exprim metaforic. În momentul când câteva celule, noi suntem celule ale acestui organism, în momentul în care niște celule resping partea lor întunecată, cum îi zice David Ford, resping umbra. Umbra aia energetic undeva se adună și ca o infecție în organism, explodează undeva. Cum? Nu știu, e ca și cum am face un furuncul. Ca și cum omenirea face un furuncul. Ce înseamnă acel furuncul? Cum se manifestă? Terorism, conflicte la nivel global, cataclisme, fenomene climatice externe, extreme, toate acestea sunt, după părerea mea, manifestări ale umbrei colective pe care noi o negăm. Suntem la comun. Nu suntem separați unii de ceilalți. Toți suntem responsabili de umbra noastră, de umbra noastră a fiecăruia. Și o să-mi spuneți, ok, dar eu mă ocup de umbra mea, lucrez la mine, mă preocup, citesc, rezolv lucruri, mă transform. Dar uite, jumătate din blocul meu sau poate chiar mai mult sunt adormiți, nu se preocupă de nimic. Cum o să ieșim noi la liman cumva ca omenire? Pui. Există teoria masei critice și eu cred în ea că dacă măcar 10% din populație își va face treaba în o grada proprie, atunci acest lucru va radia în câmp. Și atunci vom face un salt împreună, nu câte unul. Așa. A accepta un lucru care iarăși nu este totdeauna înțeles, este faptul că, ok, dar eu cum adică să accept umbra, să accept comportamente urâte, să accept că oamenii vorbesc urât, ce înseamnă asta? Să mă comport și eu la fel? Mi s-a pus întrebarea asta. Și am zis că e bine să precizez că a accepta umbra nu înseamnă nici a o manifesta,
nici a sta într-o situație conflictuală sau abuzivă. Că îmi spune cineva, ok, dar eu, nu știu, soțul meu mă bate sau mă agresează verbal. Ce înseamnă să-l accept? Înseamnă să stau acolo? Nu. Înseamnă să te separi, dar doar să accepți că el, ființa respectivă, e una, iar comportamentul lui este racordat, rezonant, la atitudinea ta. Deci, în sensul ăsta, el joacă un rol în viața ta. Un lucru care merită precizat, bine, nu știu dacă se înțelege foarte bine acum, pentru că n-am vorbit de etapele de transformare, în psihologia transpersonală există o teorie în care etapele de transformare sunt 9 etape și nu o să le dezbat acum, dar vreau să spun că în etapa unitivă, așa se numește realizarea sinelui, etapa unitivă în aceste texte, de transformare interioară, etapa unitivă fiind după ce am depășit dualitatea, bine, rău, lumină, întuneric și așa mai departe, noțiunea de umbră își pierde sensul. Deci este ca și cum omul nu înseamnă ca integratul total, ci ca o privește ca parte integrantă a trăirii în 3D. Așa îi spunem noi, 3D. Adică în lumea asta duală, așa funcționăm. Nimic nu mai este separat de nimic, nimic nu mai este în afara lui 1. Practici zilnice. Poate astea sunt cele mai importante din toată prezentarea, din punctul meu de vedere. Ce fac eu sau ce am făcut eu de-a lungul vremii și ce mai fac și acum când mai întâlnesc un aspect din acesta care face parte din umbră. Un exercițiu este să ne invităm aspectele la cafea. Ce înseamnă asta? Nu este o exprimare metaforică, este o exprimare reală, pentru că v-am spus de la început că eu îmi personalizez aspectele, deci pe Adina cea încăpățânată o chem. Când ies pe terasa mea acasă la mine, la o cafea, stau ca și cum lângă mine aș fi tot eu, cea care mă scoate din sărit. Bucata aia mea care mă scoate din sărit. Și în momentul ăla îi pun niște întrebări și vorbesc ca și cum vorbesc, nu cu voce tare. Înțelegeți? Na, așa? Ce vrei tu de te manifesti? Ce s-a întâmplat când ai apărut? Că urmează celelalte exerciții și o să vă dați seama cam ce-o trebuie. Da? Să ne răspundem, exercițiul 2, să ne răspundem la întrebarea când s-a format. De format e clar că suntem în subconștientul colectiv, există tot felul de aspecte, ne naștem pur și simplu cu ele. Dar întrebarea este când s-a dezvoltat acel aspect și din ce cauză? Adică, rana că părinții, nu știu, am simțit eu că nu m-au iubit destul. Păi când? Atunci. Și eu acum mă comport cu prietenul meu sau iubitul meu când reacționez ca și cum aș reacționa cu mama sau cu tata. Și atunci, conștientizând că relația mea cu mama, cu tata e treaba aia. E o treabă separată. Relația mea cu el nu trebuie să mai manifest chestia asta. Atunci îmi voi prelucra reacția mea emoțională la ce îmi spune el. Asta e legătura. Exercițiul 3. Scrie pe o foaie ce beneficii crezi că ți-aduce aspectul X. Conform teoriei lui Jung, care preluată de Debbie Ford și cunoscută mai mult după munca lui Debbie Ford, Debbie Ford spune în felul următor că fiecare aspect are și o parte pozitivă. Ne folosește darul părții noastre întunecate. Și atunci ne întrebăm, ce lucru bun face aspectul ăsta? Că sigur, fiecare aspect are și o parte pozitivă. Dacă reușesc să găsesc partea aceea pozitivă, atunci voi ști să mă folosesc doar de partea aceea pozitivă și în rest să-mi prelucrez aspectul X, ca așa i-am zis eu. Exercițiu 4. Mergând pe stradă, privind oamenii, rostește în gând, eu sunt acesta, eu sunt aceasta. Adică femei, bărbați. Este un exercițiu, termin imediat, este un exercițiu pe care l-am preluat dintr-un film documentar numit Codul lui Moise.
care propune acest stil, pentru că dacă vrem să ajungem la cel unic, unu, atunci cu siguranță putem spune că eu sunt doamna, eu sunt doamna, eu sunt domnișoara și așa mai departe. Adică în sensul că nu sunt un eu, suntem un noi. Și atunci, făcând acest exercițiu, reușesc să mă pun și în pielea lui X și în pielea lui Y. Este vorba de empatie, până la urmă. După aceea, exercițiul 5, starea de observator non-dual, non-conceptual. Îmi pare rău că nu o am când să o mai dezvolt foarte tare. Spun doar atât, că non-dual, non-conceptual, ca să privim lumea fără judecată, e nevoie de un exercițiu, adică e un exercițiu de zi cu zi. Non-conceptual înseamnă să privești lucrurile fără să le denumești. Uitându-te la scaun, uitând că acesta este un scaun. Mi-a plăcut foarte mult în legătură cu exercițiul ăsta un video foarte scurt al lui Osho, care spune trăiește ca și cum ai fi primul aici. Asta înseamnă că dacă eu aș apărea brusc în această lume, nu aș fi trăit. Dacă pur și simplu aș apărea acum, eu n-aș ști că aceasta este geantă, scaun, laptop, videoproiector. N-aș ști, că n-aș avea noțiunile în cap. Și atunci eu îmi repet, mi-am format asta ca o mantră, trăiește ca și cum ai fi primul aici, și reușesc să văd lumea prin ochi permanent noi. Adică noi, în sensul că nu o cunosc, abia acum ies și o cunosc. E mai mult de vorbit, dar ăsta-i timpul. Exercițiul 6, schimbarea atitudinii în timp real. După aia e 7, e legat de treaba asta, modificarea comportamentului în timp real. O să vă spun o scurtă povestioară. Aveam un obicei la seminar, când dădeam foile de feedback, dădeam niște explicații, ca și cum aș fi pregătit oamenii să scrie nu știu ce lucru acolo. Și la un seminar din toamnă, pur și simplu am remarcat, băi, dar cum lucrez eu la mine dacă eu nu sunt stare să schimb treaba asta pentru că nu-mi convenea ceea ce fac. Și în momentul când am scos foile din geantă de feedback, am respirat ca să mi-aduc aminte. Și am zis, de data asta voi face altfel. Că tot eram cu gura deschisă. Eu eram cu gura deschisă să spun altceva. Dar am zis, de data asta voi face altfel. Bineînțeles, n-am dat explicații ce fac altfel. N-am înțeles, dar nici nu era important. Pentru mine era important. Și n-am mai zis ce spuneam de obicei. Deci asta înseamnă schimbarea comportamentului în timp real. În momentul când am tras o respirație, în momentul ăla ne aducem aminte, băi, dar eu vreau să schimb asta la mine. Păi dacă vreau să schimb, schimb-o acum. Nu mâine, nu voi. Asta înseamnă, rolul respirației este foarte important, că ne dă timp să ajungă informația la creier, la inimă și așa mai departe. Circulă energia. Concluzie. Integrarea unui facilitează procesul de transformare interioară către realizarea sinelui, pe care, cred, o urmărim cu toții. Adică, evoluție spirituală, asta înseamnă. Recomandări, cărți, foarte întunecată a căutătorilor de lumină, sunt sigură că Ada o are aici. Conferința lui Greg Braden, 7 oglinzi esenire. Filmul Efectul Umbrei, Codul lui Moise. Poate ăsta Codul lui Moise e mai puțin cunoscut. Și seminarul meu. Pentru că acolo, adică de ce am pus și seminarul ca și recomandare? Pentru că în cadrul seminarului ofer o imagine de ansamblu a transformării interioare și văzând ansamblul, eu îi spun hartă, pot să spun ok, o persoană oarecare vine la seminar spune, a, ok, eu cred că mai am de lucrat aici, aici și aici. Înseamnă că trebuie să fac exercițiul ăsta, ăsta, ăsta. Dar și-l alege singur. Nu înseamnă că îi dau eu ceva sau îi învăț ceva. Dar imaginea de ansamblu pentru mine a fost foarte importantă. De asta am zis seminar sau tabără care include mai multe exerciții. Pentru că imaginea de ansamblu pe mine m-a ajutat foarte mult să mă clarific. Să înțeleg de ce există pe internet informații contradictorii referitoare la aceeași teorie. Că la un moment dat omul se sizează, băi, da, Dumnezeu e unul, dar se face protecție energetică și se învață Reiki. Păi cum? Păi cum? V-am dat un mic exemplu, că ăsta l-am avut eu în experiența mea. Și dacă vă plac aceste informații, vă aștept chiar
Sâmbăta viitoare am seminar la Cluj. Sâmbătă și duminică am seminar. Dacă se hotărăște cineva chiar acum, voi oferi o reducere substanțială. Și când zic substanțială, chiar vorbesc serios. Dacă se înscrie cineva chiar asta. Vă mulțumesc pentru atenție și sunt onorată că ați participat.